Împreună cu el mergeau mulțimi mari de oameni. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Oricine nu-și duce crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să construiască un turn, nu stă mai întâi să calculeze costul, ca să vadă dacă are cu ce să-l termine? Pentru ca nu cumva, după ce îi pune temelia, să nu-l poată termina și toți cei care văd aceasta să înceapă să-și bată joc de el și să zică: omul acesta a început să construiască și n-a putut să termine. Sau care rege, când pornește la război împotriva altui rege, nu se așează mai întâi să hotărască dacă este în stare să îi se opună cu 10.000 de oameni celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Dacă nu poate, atunci, în timp ce acesta este încă departe, îi va trimite o solie ca să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu renunță la toate bunurile lui, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea și-a pierdut puterea de a săra, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu mai este de folos nici pentru pământ și nici pentru grămada de gunoi, ci oamenii o aruncă afară. Cel ce are urechi de auzit, să audă.